Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la episodul 2 cu tema Fundația Caleb Lăzăreni, o speranță pentru cei fără speranță. Un titlu poate care pare supradimensionat, dar pentru cei care cunosc realitatea de la fața locului și ceea ce s-a făcut și se face, se va continua să se facă prin această fundație, prin acest proiect umanitar, social-umanitar și spiritual, va ajunge la concluzia că nu este totuși o exagerare. Invitații mei sunt dragi mie, este ginerele Ghiță Galea și fiica Alina, cărora sigur le mulțumesc că au avut curajul să vină la tata la locul de muncă. Mulțumim, tăticu, că ne-ai primit. E o mare bucurie și onoare să fim cu tine aici. Și pentru mine mă bucur și, cum zicea apostolul, eu am păstrând proporțiile. Am avut o mare bucurie să văd că unii din copiii mei, pot să spun chiar toți copiii noștri, așa, umblă în adevăr și practică dragostea creștină. Ghiță, dacă vrei să spui pentru cei care n-au văzut episodul precedent, în mare, ce s-a spus în primul episod și vom merge cu alte detalii, cu alte relatări cu privire la proiectul acesta prin Fundația Caleb de la Lăzăreni, Oradea, Bihor. Da, am încercat să subliniem în linii mari cum a luat ființă Fundația Caleb, cum am ajuns noi să ne implicăm în cadrul Fundației Caleb și, din nou, în linii mari, am vorbit puțin despre proiectele care s-au desfășurat, se desfășoară în cursul celor 21 de ani de când ființează fundația în comuna Lăzăreni, în colonia de romi. Am povestit puțin despre familia Fenlason, care a venit în România ca și misionari și care au inițiat Fundația Caleb din Statele Unite, da. Și apoi, după 10 ani, am preluat-o noi, eu cu Ghiță, să o conducem și să o administrăm și ne rugăm să facem o treabă cât mai bună. Dumnezeu să vă ajute! În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, scrie: a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era John și Suzy, sau Ghiță și Alina, sau oricine dintre cei care ne urmăresc. Practic, lucrul cel mai important în orice realizare este omul, sigur, omul ajutat, motivat, călăuzit de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Problema personalului cred că este cea mai importantă și la Fundația Caleb. Sunteți de acord să pornim prin a le lăsa pe educatoarele care nu sunt în studio să ne spună cum au fost începuturile pentru ele. Dar totuși, înainte de asta, cum v-a venit ideea acelui documentar legat de Fundația Caleb, din care vom da o parte mare, peste o oră și 8 minute, dar noi vom da, știu eu, 15 minute cel mult. Cred că frumusețea acestui documentar e faptul că e creat și conceput și realizat de voluntari, unul chiar din Portugalia, care, văzând ce facem acolo, au fost efectiv fascinați de transformarea și de cât de bine merg lucrurile acum, încât au vrut să pună pe imagini, să pună undeva sub forma media, să poată fi vizualizat și de mulți în prezent și în viitor. Și ei, cu eforturi și banii lor proprii, au pus de la cap la coadă acel documentar fenomenal. Daniela și Fernando, le mulțumim, vă mulțumim pentru impactul și pentru lucrarea voastră. S-a făcut în engleză, practic, sau cu subtitrare și în română și în engleză, deci bilingv. Dar încercând să acoperim încă mai mare audiență, a fost făcut în engleză. Învățătoarele respectiv, mulți dintre comunitate, mai mulți oameni cheie din comunitatea de romi, au vorbit în românește și îl consider foarte valoros. Haideți să urmărim, deci, să le dăm cuvânt educatoarelor să ne spună, durează 12 minute, deci, mă rog, un timp apreciabil, ele vorbesc mult mai mult și amănuntele, detaliile sunt mult mai largi, dar ne oprim la acestea. Prima mea zi când am venit în locul ăsta, copiii îmi erau pe masă câțiva, unul era cu găleata de napoletane în mână, alții se băteau pentru o jucărie, eu nu știam să mă culeg pe mine și astăzi copiii pot să-mi stea la scaunelul lor, își știu duce toate lucrurile la loc, de unde le-au luat, le știu aranja, nu perfect, dar le știu aranja.
faptul că au venit zilnic aici, ei s-au schimbat foarte mult. Și lucrul s-au dus acasă, la frații care probabil urmau să se nască sau care erau bebelași și au văzut în comportamentul lor ceea ce au primit aici. Și un alt lucru ar fi legat de mame. Relația pe care am avut-o eu cu mamele la început a fost foarte ciudată. Și cu timpul am organizat întâlniri cu mamele, care la început au fost foarte grele, dar pentru că nu aveau răbdare să stea. Pentru ele era ceva neobișnuit să stea, părea să plece acasă, că au de mâncare, au despre haine. Dar tot încercând și torpenind, am văzut că relația lor, relația noastră, a mea ca educatoare și cu ele, s-a produs o schimbare foarte mare. Diferențele de când vin în grădiniță și până când ajung în clasa 8-a se văd. Mai ales că noi în primul an de grădiniță luăm copii care nu știu românește. Și dai cu capul de toți pereții și te întrebi câtă limbă romani mai poți să înveți ca să te înțelegi om cu om, om cu copil. Ei vorbesc în romani și eu zic bine, bine, bine. Apoi zic eu ceva în românește, zice copilul bine, bine, bine. Cred că faptul că ei învață limba română e cea mai mare schimbare pe care ei o pot obține și faptul că o învață, deși nu-mi doresc să uite limba romani, cred că e foarte important, dar asta îi schimbă, le dă încredere în a fi ca toți copiii. Cel mai fain lucru, și chiar am discutat cu Denisa și cu Salomea, e că generațiile care vin deja au o încredere în ei înșine incredibilă. Dacă eu o trimit pe Sofia sau pe Beni între români, nu se simt că ei sunt romi. Cine vine să mă ajute cu Bradu? Eu! Băieți, că băieți sunt mai tari decât și fetele, doamna. Băieți, acum lasă să fie ei. Ne putem să ne ieșim acum. Nu puteți, acum la lucru. Și zâmbește? E. Super. Și toată lumea așa ca la Zică zâmpiți așa foarte mișcăză el și zâmbești? Pentru că ei știu cine sunt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere nouă și oamenilor care vor veni după noi să-i ajute pe copiii aceștia să își cunoască valoarea. So I think Caleb's greatest achievement over the years is that we have been able to provide hope. We have been able to provide love to these people and one of the greatest gifts that we can give them is the gift of being seen or being noticed, because they are used to people like turning their heads away from them or not noticing them. So my greatest purpose here is to look it into their eyes and give them value. Să te privești în oglindă și uită-te bine. Ce vezi? Ce simți? Aș vrea să spun ce văd eu. Văd o fată cu ochi mari, strălucitori. Ochi care nu știu să mintă atunci când e fericită sau când e supărată. Văd o fată care a fost creată de Dumnezeu într-un chip extraordinar. Mulțumesc pentru anul acesta de after school. Știu că uneori te-am supărat. Dar să știi că m-ai făcut să râd de foarte multe ori. Ești o fată deșteaptă. Știu că uneori poate nu se pare corect ca românii să fie mai bine văzuți, dar vreau să spun că Dumnezeu nu se uită la culoarea pielii. El nu i-a creat pe albi mai frumos. El ne-a creat la fel. Și pentru că suntem creați de El, vreau să știi că ești frumoasă. Să nu uiți asta. Și vreau să te mai rog ceva. Fii o lumină. Știu că știi ce înseamnă. Mă rog ca Domnul să te ajute să fii un exemplu și să îi ajuți pe cei din jurul tău să facă lucruri bune și frumoase. Și știu că poți să-i ajut să facă și prostii. Dar nu uita că ești prețioasă, că Dumnezeu te iubește și să știi că a pus în tine lucruri extraordinare. Apreciez mult că ai învățat să nu-l
înțelegi că ai învățat fracțiile, să citești și abia aștept să văd cum o să înveți mai multe și cum o să te dezvolți în anul care va urma. Te îmbrățișez și te iubesc, Rahela. I think that's the greatest thing that they need, to be known that they have value, that they are loved, and there's hope for them. They can get a job if they go to school. We have seen this happen over the years. And when we ask the little children now, what do you want to become when you're older, they can say, I want to become a teacher just like Larissa, or I want to become a teacher just like Dorothea or Denisa, or because they've seen. And we have young girls helping in our programs that are from the community, and they are there every day. And I asked Alexandra, would you like, or can you see yourself in this? And she said, oh yeah. So I said, okay, if you go to school, if you work hard day by day, little by little, you can become like that. So I think that's one of my greatest achievement or purpose here, to give them hope and give them love. De când sunt eu aici, predând pentru copii, unele lecții, să le numesc așa, mi erau foarte grele să... Dar să mă gândesc cum o să pot să-l predau unui copil, de exemplu, chiar și chestia cu meserile. Ei nu prea știu despre lucrul ăsta. Și chiar încercând, vedeam că parcă nici nu știau, de doctor știau, de șofer știau, dar de alte slujbe pe care le aveam ca exemplu pe o fișă sau așa, ei nu știau ce înseamnă un coafor, de exemplu, un frizerit sau ceva, nu știau. Și am încercat să aduc lucrul ăsta în fața lor, să vadă că poți să fii și altceva când o să crești mare, nu doar ce vezi în jurul în jurul tău unde stai aproape tot timpul și nemergând de lume să vezi ce se întâmplă acolo. Și acum, după 3-4 ani, la after school, niște fetițe îmi spuneau dintr-o dată ce vor ele să fie când vor fi mari. Și am ajuns chiar și la subiectul de bucătar, de anumite chestii. Altele spuneau, bineînțeles, că vor să fie doamnă, pentru că m-au văzut pe mine că cum sunt și el vor să fie doamnă. Și le-am spus că pot să fie lucrul ăsta și am văzut în ochii lor că au început să vadă altfel lucrurile față de copiii de dinainte, care, nu știu, chiar nu știau visa, nu puteau. Datoriță, polițistă. Să le amintesc pe oameni. Și dacă îți cuminți? Da. Doamnă. Ca doamna Larissa. Jandar. Șofer, doamnă. Pe tir. Tot poliție. Și cu polițistă? Da. Dar tu ne amendezi dacă suntem cuminți? Nu. Generația care vin vor începe să viseze. Și ei vor... Le-am spus, voi puteți să deveniți ce vreți voi. Atât timp cât rămâneți în grădiniță și rămâneți în școală. Și probabil asta îi motivează. Nu știu dacă îi motivează neapărat profesia din viitor, cât oamenii pe care îi iau în fața lor. Mă duc la școală pentru că profesoara sau educatoarea mea îmi oferă dragoste și afecțiune. Pentru ei nu e o motivație să învețe alfabetul. E o motivație poate să facă pe doamna fericită că ei au învățat alfabetul. Asta am observat. Cred că în timp și generațiile care vin vor avea din ce în ce mai puține probleme în a lega prietenii și a nu mai exista problema asta, deoarece le crește nivelul de cunoștințe. Și în momentul în care, da, poate arată diferit, poate casa mea e din cârpici, dar în momentul în care eu știu să citesc mai bine decât tine, aia lui, te-am luat. Faptul că îi poți aibă parte de educație într-un mediu pe care l-aș numi în siguranță, pentru ei chiar e o binecuvântare. În primul rând, grădinița îți oferă o încredere în tine. În momentul în care s-ar putea să mergi pe străzile Lăzărenului acolo, la est, copiii să fie poate mai murdari, mai hainele mai așa, dar când îi vezi dimineața că intră pe ușă, nu vin cu aceleași haine, vin total schimbați. Plâng dacă părintele nu le taie unghiile dimineața.
Am avut părinți care au zis, doamna, nu au vrut să vină la grădiniță dacă nu le tai unghiile. Asta e altă poveste, dar ideea e aceasta. În momentul în care ei intră pe ușa grădiniței, nu mai e copilul familiei care are casa care stă să cadă. E un copil care și-a luat hainele curate, care și-a pepânat părul și care pornește de la egal cu, un copil care poate e mai înstărit. Ăsta e primul beneficiu al grădiniței. Păi faptul că ei învață tot ce ar trebui să învețe, limba română, iar al after school-ului e că primesc a doua șansă. Și rezervorul lor de iubire, pe care poate nu-l împlinește, nu-l umple mai nimeni, poate nici la școală, este umplut aici. Țin minte că o fetiță destul de mare a avut o problemă la școală. Și a fost chiar prima oră de after school de anul acesta și am făcut un cerc. Și fiecare trebuie să ne spunem o întâmplare frumoasă din ziua respectivă. Și fetița asta a zis, doamna, a fost foarte greu la școală. Și a început să plângă și i-am întrebat pe copii ce ar trebui să facem. Și Sofia mea a zis, să îmbrățișăm, doamna. Și fiecare copil a mers și a îmbrățișat-o. Dar așa de mare a fost durerea mea, că ea stătea așa. Copiii mergeau și îmbrățișau, dar nu îi lăsau. Și nu mi-am dat seama de asta până la penultimul copil. Ultimul copil a fost Sofia. Și când a mers Sofia la ea să o îmbrățișeze, fetița aceasta a respins-o, la care Sofie, nu e bine, vină încoace, te iubesc. Și a început să lăcrimeze. Dacă vreți voi, asta e schimbarea sau ăsta e beneficiul after school-ului, dincolo de cunoștințe. Da. Am revenit, Ghiță și Alina Galea, director și respectiv director de programe în cadrul Fundației Caleb Lăzăreni Bihor. A fost greu să găsiți educatoare, voluntari, lucrători, pentru că evident că n-ați făcut voi lucrarea, ci ați coordonat lucrarea prin această fundație. Ne-am rugat. Cel mai bun lucru când ai nevoie de oameni potriviți la locul potrivit e să te rogi și Dumnezeu chiar credem că ne-a trimis oamenii potriviți la locul potrivit și de aceea avem succesul pe care îl avem acolo și oamenii pe care avem. O mare bucurie a noastră este că din comunitatea de romi, avem mare parte din staff-ul nostru, sunt oameni care s-au născut acolo. Și ne-am dorit dintotdeauna. Asta nu a fost posibil acum 20 de ani. Acum câțiva ani am putut să luăm în staff și în echipa noastră oameni din comunitate care lucrează la ateliere sau se ocupă de copii, mămici care au fost luate în școală în 2000-2001. Acum au predau la after school, fac studii biblice cu copiii, ceea ce este extraordinar. De unde ideea cei invizibil? Pentru cei care nu știu cuvântul care e destul de neplăcut, țigan, înseamnă de neatins. Și vine într-adevăr din Asia, din zona Indiei, mai exact, de la coloniile de leproși. Și din nefericire, termenul țigan are conotații foarte negative, exact simbolizând, dacă vreți, tabele de leproși care sunt de neatins, de respins. Intangibil, da. Așa. Și de nevăzut, dacă vreți. Și de aici am vrut să venim cu exact opusul, să-i facem vizibili. Pe cei care lumea consideră invizibili și ne-e important să-i facem observați, văzuți, nu numai pe ei, dar persoana lor și rolul lor în societate de astăzi. Una dintre cele mai mari bucurii ale mele e ca să mă uit în ochii oamenilor și să le arăt că îi văd și chiar să-i ating, să pui mâna. Deci e extraordinar ce se întâmplă când un om se vede că tu te uiți în ochii lor și dai valoare. El știe că îl respecti, că îl iubești și știe, nu trebuie să-i spui. Mugurele chiar mi-a zis odată, la tine se vede de la o poștă că ne iubești. Și asta m-am rugat și asta ne dorim să facem și să-i facem vizibil. Știm că nu se întâmplă peste tot lucrul ăsta și ei pot să mărturisească și mărturisesc chiar în documentar
Dacă merg în oraș, oamenii încep să-și ascundă gențile, încep să se ferească. Așa s-a făcut. Când eram copii mici, se auzea, dacă nu ești cu minte, te dau la țigani. Deci, cumva, am crescut într-o societate în care oamenii s-au obișnuit cu discriminare și ai face pe țigani să arate, să fie într-o lumină proastă. Cum ați descrie educatoarele pe care le aveți? Ce le determină să vină acolo, uneori 30 de kilometri cu autobuz, cum mai știu eu ce? Concluzia noastră după mulți ani în cazul lor, a nostru, tuturor din echipa Caleb, e că nu-i un loc de muncă, ci o chemare specială. Au fost câțiva care au venit la interviu și atât au venit la interviu. Și e de înțeles, nu condamnăm pe nimeni, pentru că nu e un loc nici popular, nici ușor să lucreze. Dacă ești chemat acolo, e greu de descris satisfacția la sfârșitul zilei care ați experimentat doar dacă ne-ați vizita. Schimbările și transformările care au loc în viețile copiilor care lucrăm și nu numai, pentru noi cea mai mare răsplată. Înseamnă că tot ce am făcut am meritat. Și, din nou, dacă nu ești chemat să lucrezi acolo, șansele să reziști mai mult de o săptămână sunt minime. Le descriu ca și niște misionari. Ele au înțeles că au o misiune și pe câmpul de misiune nu e ușor. Nu înseamnă că e ușor, mai ales când una dintre educatoare m-a sunat odată plângând că au venit mamele să o strige la mine că nu știu exact ce, nu le-a convenit cum au tratat copiii sau de ce n-a primit și el bomboană. I s-a explicat că trebuia ca și o răsplată să primească, în fine, deci lucrăm și cu mamele, dar în ciuda faptului că uneori e greu și uneori nu primești laude și aprecieri, ele vin pentru că îl văd acel loc de muncă un loc de misiune și suntem tare, tare bucuroși să le avem. Timpul pe care și-l consacră relaționării personale cu fiecare copil, cu fiecare mamă, cu fiecare individ este uimitor. Da, și vine de la ele. Nu am fost, când le-am angajat, n-a fost în fișa postului, trebuie să face o ieșire cu mamele. Și ele două, Denisa și Dorotea, au zis, hai să ieșim să scoatem mamele. Am mers cu ele la grădina zoologică. A fost o zi extraordinară. Mamele au putut să-și trăiască copilăria. Mi-au zis la... Mai ales că unele s-au căsătorit la 12, 13, da, 14 da. Ani. Și 15. Mamele erau atât de fericite și văd animale și filmau cu telefoane să arate la copii. Le-am dus la pizza, la cel mai frumos restaurant din Oradea. Au stat lângă pe malul Crișului, au mâncat pizza împreună cu noi. Prin astea le dăm și le oferim demnitate, le oferim valoare. Ele pot să vadă și altceva și totul datorită dragostei și inițiativei personale ale educatoarelor noastre. Și a înțelegerii faptului că prețul lor este atât de mare încât Iisus Hristos a murit pentru fiecare din ei. A cui a fost ideea cu privește-te în oglindă și gândește-te pe cine reprezinți, care s-a văzut la încheierea videoului? Tot ideea educatoarelor noastre și... lucrând cu adolescentele, cu fetele care încep să aibă probleme de identitate, probleme de frici pe care fetele le au când încep să se uite în oglindă, că se compară una cu alta, fetele noastre, educatoarele, au înregistrat un mesaj special pentru fiecare din fete și fata respectivă a fost în cameră și a auzit mesajul și se privea în oglindă. Și după cum ați văzut în documentar, iar a fost cel mai emoționat moment pentru că fetele au fost profund atinse și mișcate și majoritatea au lăcrimat pentru că s-au simțit iubite și s-au simțit că cineva și-a făcut timp să se gândească la ele și să le ofere cadrul acela intim și acel frumos plin de dragoste. Ați avut vizitatori din străinătate, nu unul, ci destul de multe echipe. În ce măsură viețile celor care au venit și s-au implicat la Lăzărene au fost schimbate, să spun așa, de ceea ce au văzut și ceea ce au putut să facă, de raportarea și venirea în întâmpinarea nevoilor acestor oameni? Avem nenumărate mărturii și pe site-ul nostru și în persoană și scrise a multor echipe și indivizi care de-a lungul anilor au venit și vin. Au fost veri în care am avut 9 echipe. Evident, din cauza pandemiei n-a fost posibil, dar mergând acasă,
cei care au fost prezenți cu noi acolo timp de săptămână 10 zile spun că a fost momentul care a definit pentru ei ce înseamnă mai exact să fiu urmaș al lui Hristos și din momentul respectiv unii dintre ei s-au implicat în lucrarea Dumnezeu, fie în biserică, fie în alte cercuri și spun ei, pentru prima dată am simțit că fără mine nu se poate sau aportul meu are valoare. Și de fiecare dată prima același feedback de la toți care vin, în sfârșit am putut face ceva care duce la un lucru bun sau are ca rezultat o transformare pe termen lung a vieții din jurul meu. Fără excepții, toți merg acasă transformați și provocați, ceea ce e un lucru extraordinar pentru că datorită circumstanțelor ei nu pot neapărat să meargă la margine pământului, dar vin margine pământului la noi și noi apucăm să le vestim dragostea lui Dumnezeu prin toate mijloacele la dispoziția noastră. La un moment dat când mă confruntam cu o ușoară oboseală și chiar stare de a dori să renunț la lucrarea asta pentru că la un moment dat simți că tot dai și trebuie să... Exact. Și chiar mă rugam și am zis, Doamne, ce fac eu chiar așa de cu semnificație? Ce e așa de mare lucru la Lăzăreni? Și Dumnezeu mi-a arătat o catedrală pe care El o construia cu cărămida pe care eu o puneam. Deci faptul că eu pun cărămida mea și eu aduc aportul meu, Dumnezeu se asigură că toate celelalte sunt puse și mi-a arătat efectiv din toate locurile din lume. Am avut Canada, America, Germania, Australia, Anglia, Franța, Belgia, multe țări care Brazilia. Au venit. Brazilia, exact. Să ne vorbiți puțin despre persoana din Brazilia după aceea. Și toți oamenii aceștia veneau acolo și atunci am simțit, ok, Doamne, Tu așa Ți construiești. Și într-adevăr, la Lăzăreni am văzut minunea lui Dumnezeu cum aduce oameni pe care noi nu neapărat îi cunoaștem și împreună cu ei fiecare ne aducem aportul și împărăția Lui se extinde și lucrarea Lui se face. Da, pentru o succesiune de minuni și împrejurări, am intrat în posesia unui cabinet mobil de dentist, stomatologie. Mă rog, e o cutie mai mare cu toate cele necesare, un minim necesar pentru a face lucrări dentare și aveam minunea asta și nu știam ce să facem cu ea și ne-a vizitat o echipă din Brazilia și una dintre fetele conducătorul echipei tocmai terminase facultate, terminase cei 6 ani sau 8 ani de specializare, inclusiv în reconstituire facială, era extrem de talentată și capabilă și a spus că vrea să vină să lucreze cu chestia asta care aterizea la noi în brațe și nevoia era copleșitoare pentru că de frică și lipsa banilor cei din comunitatea română nu mergeau la dentist, dar sufereau în tăcere sau urlând și au fost tratați peste 200 de pacienți în cele 6 luni. În ce spațiu? Cât de cooperanță a fost medicul din localitate față de... Da, exact asta vreau să zic. Am zis, Doamne, ok, ne-ai dat unitatea mobilă de stomatologie, ne-ai dat doctorul, dar ce fac? Eu n-am acreditare ca să tratez acolo pacienți sau copii. Și am simțit că trebuie să vorbim cu doctorul din sat, care era la o distanță nu foarte mare de comunitate. Am zis, domnul doctor, am un dentist stomatolog voluntar, am unitatea mobilă, ce fac? Și ne-a deschis cabinetul și ne-a zis, asta e camera unde voi putea trata. A fost extraordinar de bine primit. De ce? Pentru că au fost tratați absolut toți oamenii, români, romi, nu conta, toți care aveau nevoie au putut veni acolo. Cam cât timp a rămas această persoană? 6 luni. La început 6 luni, după care a plecat și a revenit pentru câteva săptămâni, după care a mai avut diferiți stomatologi, doctori care au putut folosi unitatea, deci s-au tratat într-adevăr multe, multe probleme și mulți dintre copiii care nu puteau veni la școală sau la after school au putut să fie tratați. Știm toți cât de tare doare să ai o măsea problemă sau o carie și să scap de ea. Așa, ca să ne mai destindem puțin, cineva s-a rugat, Doamne, aș dori să fii pentru mine ca durerea de măsea. Și altcineva l-a întrebat, ce înseamnă treaba asta? Cum poți să te rogi așa? Păi zice, orice altă durere care o ai, mai uiți de ea, dacă nu ai durere de măsea, ești tot timpul conștient de ea. Sigur, închidem paranteza, sunt atâtea de
vorbit. Ați vorbit aici despre asumarea activității și a implicării în cadrul fundației ca o misiune. Și v-ați gândit să fie un centru de misiune în locația aceea a fundației. Vorbiți-ne despre acest centru de misiune, deci, a zice, de tratament holistic a ființei umane în zona voastră de implicare, de proiectul de adoptare de copii, de alte proiecte, pentru că timpul fuge și am vrea să scoatem în evidență lucrarea lui Dumnezeu prin cei care operează acolo și apoi să creăm și posibilitatea unora dintre telespectatori să se implice dacă doresc ca ceea ce fac să rămână de o importanță eternă și nu doar pentru un consum imediat care se șterge și se uită. Da, văzând interesul manifestat de foarte mulți indivizi, respectiv echipe și biserici, în a-și aduce fie familia, fie echipele și a petrece o săptămână, 10 zile cu noi acolo pentru impactul nu doar asupra comunității, ci asupra celor care vin ca și misionari. După toți acești ani am dat seama că petrecem aproximativ 6-8 ore pe zi cel mult și trebuie să mergem din nou în ora să fie cazați, care pe unde, și ne-am gândit, mă rog, cred că Dumnezeu ne-a inspirat, să facem o clădire multifuncțională în care echipele de misiune să poată dormi acolo, să mănânce acolo și să rămână toată ziua în cadrul comunității pentru a fructifica cât mai mult timpul care petrec acolo. Mai mult, în lunile de iarnă vrem să folosim clădirea respectivă pentru voluntari, respectiv studenți care vor să fie pregătiți pentru misiune și nu cred că este un loc mai bun și mai la îndemână decât să petreacă 3-6 un an cu noi, luni cu noi, ajutându-ne, implicându-se în proiectele noastre și în același timp având parte și de învățătură exact pe tema misiunii, tot acolo, așa a luat ființă inițiativa unei noi clădiri care a ajuns în stadiu de la roșu acum și ne rugăm în continuare pentru finanțe necesare să o finalizăm. A fost de la început o lucrare credință și tot prin credință o vom termina. Nu știu cum sunt alții, dar noi întotdeauna sau nouă Dumnezeu ne-a cerut să pășim în gol, după care întotdeauna a onorat credința noastră și nu-i diferit nici acum. De aceea putem dormi bine noapte că Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Fiind credința planul lui... se bazează pe lucruri care nu se văd. Exact, exact. Cum e cu programul acesta de sponsorizare, de adoptare a unui copil? Da, este o ocazie extraordinară pentru fiecare dintre dumneavoastră care doriți să vă implicați copiii. Noi avem 2 copii, Naomi și Eric, și fiecare au câte un copil pe care îl sponsorizează din comunitate și nu doar îl sponsorizează financiar, ci se roagă pentru el, primesc informații, Marcus e așa, Naomi e așa. Am putut să luăm atenția copiilor noștri de la nevoile lor și dăm și făm și am nevoie către nevoile altor copii. Și de multe ori când au tendința să se plângă sau să spună că ceva nu e bine și nu le convine, dar hai să ne gândim cum trăiesc alți copii. Deci noi am creat un program, sponsorizează un copil pe termen de 6 luni, un an, cu o sumă variabilă de la 100 de lei până la 200 de lei pe lună, fiecare cum poate, pentru a putea acoperi toate nevoile copilului din grădiniță sau din programul de after school, care include căldură, mâncare, rechizite, absolut tot ce au nevoie copiii ca să poată să stea înțeleg în școală. Că pot să fie și mai mult la același copil, pentru că, de exemplu, un elev nu are 100 de lei pe lună, dar are 10 lei, 20 de lei. Exact. Se pot cupla și o să vă dăm la finalul emisiunii un link prin care îl ne puteți... Îl punem deja pe ecran, pe îngrijă colegilor, da? O să puteți să ne scrieți, veți primi informații despre copil, chiar ne-am bucurat să-i vizitați, să ne vizitați, doar ne dați de știre și vă primim cu drag să vedeți ce se întâmplă și veți putea oferi poate copiilor dumneavoastră ocazia să vadă dincolo de nevoia lor. Și de multe ori copiii noștri au fost foarte fericiți când au putut să strângă. Ei spuneau, dar noi cum ne adunăm comori în cer? Învățându-i despre a trăi pentru Dumnezeu și a ne aduna comori în cer, am zis, uite, poți să aduni comori în cer dăruind, făcând ceva pentru alții, rugându-te și e un lucru extraordinar. Apropo de rugăciune, îl întreb pe Ghiță, că ție ți-e mai, mă rog, delicat să răspunzi. Una dintre educatoare spunea în documentar că
Ce a mișcat-o foarte mult și a apropiat-o de proiectul acesta a fost că putea să apeleze la doamna Alina și pentru probleme care necesitau intervenția lui Dumnezeu. Deci a sesizat ascultarea unor rugăciuni pe care voi le-ați adresat lui Dumnezeu. Răspunde tu și apoi și Alina poate ne dă un exemplu când Dumnezeu a intervenit pe cazuri concrete, adică nu e doar lucrarea omului, că dacă ar fi doar lucrarea omului, ar fi mult prea puțin, ci e lucrarea lui Dumnezeu. Știm că întotdeauna credința face minuni și cred toată inima că e credința Alinei cumulată cu credința celui sau celea care vine. Și exemple sunt nenumărate când oamenii au venit fie cu probleme financiare, emoționale, boală și Dumnezeu a intervenit fie instantaneu, fie imediat sau aproape imediat și oamenii erau edificați, erau extrem de încurajați. Evident, secretul nu era doar la Alina sau credința, era Dumnezeu care cu mare bucurie intervenea sau ne rugam împreună sau împreună toți. Dar, din nou, Alina are compasiunea și mila care o fac accesibilă. Eu sunt mai mare și mai pentru mulți dintre ei probabil mai greu de abordat. Nu pentru că nu vreau, probabil că sunt implicat în alte aspecte care nu mă fac totdeauna disponibil, dar întotdeauna m-am asigurat că Alina e disponibilă și liberă să se roage cu ei și pentru ei. Și o văd ca și cea care e totdeauna dispusă, disponibilă și cu mare bucurie se roagă pentru ei, plecându-se în genunchi, atingându-le o piciorul, mâna, spatele care au cu probleme și Dumnezeu onorează credința. Uneori eram pe la voi și tu te duceai pe la maternitate, pe la nu știu unde, cam cum lucrează asta așa? Avem câteva cazuri și găsesc plăcere, deci efectiv găsesc plăcere în a le ține partea. Am avut o mămică, m-a sunat, Alina, hai te rog la spital, copilul meu, Ruben, e bolnav, nimeni nu se uită la el, nimeni nu îl bagă în seamă. Și bineînțeles, m-am dus și am intervenit, pentru că până la urmă, dacă intervii și vorbești pentru ei, îți tratați diferit, din păcate. Și slavă Domnului, acel copil este bine, sănătos, dar putea să fie mai rău. Dar este efectiv, din nou spun, Dumnezeu îți dă daruri, nu poți să te lauzi cu ele. Dacă lucrezi în ele și operezi în ele, ești împlinit și găsești bucurie și eu chiar găsesc bucurie să mă rog pentru oameni și mai ales când văd că Dumnezeu răspunde și copiii sunt vindecați sau mamele sunt vindecate. A fost în atelierul de croitorie despre care v-am povestit în episodul anterior, una dintre femei, am simțit pur și simplu ca să-i pun mâna pe stomac, pe burtă și să mă rog pentru ea, n-am știut care ceva. A început să plângă, era un moment foarte emoționant și mi-a spus după aia, da, de unde știu? Zic, ce să știu? Păi cam o durere mare în burtă și doctorii au găsit ceva probleme acolo. Păi zic, n-am știut, am simțit să fac asta, Dumnezeu m-a călăuzit, ne-am rugat, s-a dus la doctor, femeia a primit verdictul că nu mai are nimic, e sănătoasă. E pur și simplu meritul lui Dumnezeu și a credinței ei și a credinței noastre și a acționării în dragoste. Cred că prietenul nostru din comunitatea de rom le vine mult mai la îndemână să apeleze la rugăciune pentru că resursele lor sunt extrem de limitate și nu au niciun as în mânecă, nu au la cine să apeleze datorită limitelor financiare și Dumnezeu onorează faptul că vin la el din prima. Și cred că avem mult de învățat de la ei din privința asta. Aveam, la un moment dat, o voluntară care lua notițe în timpul rugăciunii. Spunea ea, așa ceva n-am auzit niciodată. Le oameni așa simpli, rugându-se într-un mod așa de nou, așa de proaspăt, încât lua notițe când se rugau prietenii noștri. Da, noi avem marea bucurie să avem rugăciuni acolo cu multe din familiile de rom care sunt în colonie și stafful nostru și avem niște mărturii și niște experiențe extraordinare în care Dumnezeu a vorbit prin ei și noi am fost binecuvântați, noi am fost cei care am primit de la ei, noi suntem cei care simțim că primim și creștem datorită rugăciunilor lor, după cum zicea Ghiță, pline de credință. Am înțeles că acum au propria lor conducerea micii biserici evanghelice.
Da. Da, Cornel, care, Cornel Covaci, care a crescut pe străzi în Oradea, a ajuns în colonia de rom după ce avea 18 ani, ca să afle de fapt mai are 8 frați și surori în colonia respectivă care nu știa. Din fericire, el a avut parte de educație nu doar în școală, ci sub mentoratul unei doamne din Olanda, care era o femeie extraordinară și a ajuns să învețe Biblia cum puțini oameni care îi cunosc eu știu Biblia ca și Cornel și asta l-a ajutat să ridice mult colonia din Năzăreni, în sensul că i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu și i-a învățat dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și Cornel are un dar deosebit al credinței. Era unul dintre bărbații din Năzăreni, din bărbații romi, a avut un accident, a ajuns în comă, a fost internat la spital și Bulibașa, despre care v-am povestit în prima emisiune, era direct implicat fiind fiul lui cel în comă și l-a sunat pe Cornel: Cornel, te rog, ia-l pe Mugurel și haideți, ăștia doi, să amândoi bărbați din romi. S-au dus la spital, au cerut voie să intre, era bărbatul ăsta era în comă, s-au rugat pentru el. A doua zi omul a început să se miște, doctorii au spus: e o minune, asta e numai Dumnezeu, asta e numai Dumnezeu, cel care a făcut asta. Și am putea povesti multe mărturii despre vindecări și eliberări și lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut prin Cornel, prin Mugurel, prin oamenii lui de acolo. Iată că Dumnezeu lucrează și am înțeles că unul dintre proiectele de viitor este să multiplicați lucrarea din Lăzăreni și în alte zone. Cum a venit această idee? De la cine? Vreau de spus, dar și cred că de Dumnezeu și... Din câte știu, a venit de la ei. Și de la ei. Ei au avut câteva încercări reușite și mai puțin reușite în alte comunități, dar intenția a rămas în continuare și a noastră și a lor să luăm modelul deja existent și funcțional și să-l implementăm în alte comunități. Asta înseamnă oameni mai mulți, resurse mai multe, dar nu cred că e imposibil. Și cred că Dumnezeu va onora și dorința noastră și mai ales inima Lui, a Lui Dumnezeu, ne va ajuta să facem asta. Da, ce e extraordinar și vedem din nou cuvântul transformare, e un cuvânt mare, dar vedem prin lucruri mici care se întâmplă. Unul din proiectele noastre pe care le-am avut în trecut, când nu era apă în Lăzăreni, era un scutec pe zi, a diaper a day se numea, și a venit din compasiunea mea față de mamele care aveau bebeluși și nu aveau scutece să le pună, nu aveau apă, nu aveau mașină de spălat și noi toate mamele care avem copii știm ce înseamnă asta și am zis măcar un scutec să le pot da pe zi, adică să aibă noaptea, să îi pună copilul în scutec să fie ok, curat. Și așa s-a născut, am crescut de la un scutec pe zi, am ajuns la mai multe și la un moment dat am simțit, zic, ok, când am distribuit scutecele, undeva la 3.000 și ceva de scutece în acea zi, am zis, uite, sunt sate de romi care nu primesc absolut nimic. Ați vrea să dați voi din scutecele astea, nu e obligatoriu, sunt ale voastre, dacă voi doriți să contribuiți și să dăruiți în alt sat și chiar Cornel, pastorul lor, mergea în satul respectiv. Și mamele, cum să nu? Toate au sărit, au venit, au dat 10 scutece din ale lor. La final, când am calculat, procentul era de 10% scutece dăruite de mame către un alt sat care nu primea. Și Cornel, pastor, a putut să meargă în satul celălalt de rom și să ducă din scutecele lor. Asta înseamnă transformare, când tu poți să înveți să dai din ce ai și altora. Frumos. Mai aveți câte 2 minute fiecare să le spuneți celor care ne urmăresc ceea ce aveți pe inimă. Mai întâi site-ul, unde cum vă pot contacta cei care doresc să se implice și sigur ceea ce aveți pe inimă, iar la încheiere, conform promisiunii, mai dăm o dată filmulețul acela de 3 minute și jumătate despre importanța dragostei în acțiune vis-a-vis de copii, vis-a-vis de semeni în general. Da, multe detalii despre legate de ceea ce ați auzit găsiți pe site-ul nostru fundațiacaleb.com, care în momentul de față, din nefericire, nu are versiunea română, a fost chestiuni tehnice, sperăm să le remediem, e doar în engleză, dar cei mai mulți dintre dumneavoastră probabil vă descurcați și nu veți avea probleme. La fel, pe Facebook, postările noastre sunt zilnice și coordonate și, zic eu, foarte bine pot să-i apuc de voluntarii noștri. Ceea ce
pot să vă încurajez este să observați oamenii de lângă voi, de lângă dumneavoastră și să-i tratați cu respect și demnitate, pentru că niciodată nu știi dacă în spatele omului, un om al străzii poate, sau un rom, sau poate se află de fapt un înger, sau poate e chiar un om al lui Dumnezeu care te va conduce înspre destinul pe care Dumnezeu l-are pentru tine. Eu am experimentat asta și sunt bucuroasă să pot să slujesc în acestor oameni. Și nu doar că poate. Cu siguranță, Domnul Iisus Hristos este ascuns în cel nenorocit de lângă tine. În Matei 25 scrie atât de clar când se spune, când am fost noi în închisoare, când am fost noi la Lăzăreni, când am fost noi la știu eu unde, păi ori de câte ori ați făcut celor mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Deci Domnul Iisus este. Pe de altă parte, sigur, având în vedere capacitatea de devenire a oricărei ființe umane, e valabil și ceea ce ai spus tu. Ca pastor, în încheiere, un mesaj de un minut jumate. Sigur, ceea ce n-am menționat, cred că e vital important să spun asta. De-a lungul anilor am dezvoltat o relație extraordinară cu autoritățile locale, cu primăria, cu dispensarul, cu școlile și asta ne-a deschis ușa, a creat oportunități care altfel nu le aveam. Nu suntem o insulă, nu suntem izolați, ci împreună toți ne dea seama că realizăm ceea ce realizăm. Și cu biserica, dar trebuie amintită și biserica. Absolut, absolut. Eu împreună cu Cornel Caba, este păstor la Biserica Viață Nouă din Oradea, care e oarecum biserica mamă și a fundației. Noi suntem trimiși acolo și slujim datorită susținerii bisericii locale. Foarte mulți dintre membrii bisericii noastre susțin un copil, alții vin și slujesc ca și voluntari. Și vreau să închei cu secretul succesului transformării noastre de acolo, care este și întotdeauna va fi dragostea. Oamenii mănâncă mai bine sau mai rău 10 ani mai târziu, dar fără dragostea care a fost investită, nu am fi văzut niciodată transformarea care vedem acum la fiecare nivel. Au case mai bune sau au parte de educație. Toate astea nu duc la transformarea reală care vine doar prin faptul că se simt iubiți, acceptați de noi, dar în primul rând de Dumnezeu. Iar în 1 Ioan, capitolul 4, scrie și dragostea, versetul 10, deci 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10, scrie și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și noi, versetul 16, am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mulțumim, Ghiță, mulțumim, Alina. Vă mulțumim dumneavoastră. Fie să învățăm faptul că Dumnezeu așteaptă să dovedim că îl iubim, iubindu-ne semenii. Și alegând și focalizându-ne pe cei mai nevoiași dintre acești semeni ai noștri, pentru că în spatele lor sau în ei se ascunde însuși Fiul lui Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să ne asemănăm cu El și să-L facem cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Mulțumesc! Un pas mic de copil care se așează timid în inima și crește. Câte un pic, precum un bulb de lalia, are nevoie de un pământ bun și un vas în care să prinde rădăcini. Acolo, în acel loc, el crește. Și crescând, învață să zâmbească, să coloreze vise, cunoaște puterea rugăciunii. Dragostea rupe orice barieră, orice mânie, orice lanț care ne ține robi. Dragostea face loc îmbrățișărilor. Dragostea ne face prieteni.
prieteni care la nevoie devin frați. Frați care au același sânge și aceeași inimă. Inimi care sunt legate împreună, în dragoste. Eucharisteo, mulțumirea care întotdeauna precedă miracole. Mâini micuțe care frâng trecutul și binecuvântează viitorul. Dragostea creează miracole, exact în locul în care ne-a pus Dumnezeu, în Lăzăreni. Mâini micuțe care ating inimi, mâini care frâng prejudecăți și le încununează cu bunătăți. Picioarele micuților aduc pacea, vocile lor declară biruința. Împreună suntem mai mult decât biruitori în acela care ne-a iubit. Mari și mici, o dragoste care se revarsă din inima lui Dumnezeu în inimile noastre. O dragoste în lanț, o dragoste care pătrunde în unghiere prăfuite. Mâna care împinge leagănul conduce lumea. Brațele unui copil care aduce iubirea în casa lui aduce pace și bucurie. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Ea caută folosul celorlalți și se gândește cum să le facă bine. Dragostea ne unește și uniți schimbăm generație după generație.